Structura alternativă, partea 1. În informatică, un algoritm este un șir de pași prin care se descrie rezolvarea unei probleme, astfel încât, pe baza datelor de intrare, să se obțină unul sau mai multe rezultate. Prin cuvinte rezervate, preluate din limbajul natural, limbajul pseudocod descrie operațiile ce compun pașii unui algoritm. În viața de zi cu zi, anumite acțiuni se pot produce doar în anumite condiții. Iată un exemplu. Dacă am pregătit temele pentru mâine, atunci merg cu bicicleta, altfel studiez. Acțiunea 1, merg cu bicicleta, are loc dacă este adevărată condiția am pregătit temele pentru mâine. Acțiunea 2, studiez, are loc dacă nu este adevărată condiția am pregătit temele pentru mâine. Termeni importanți. Dacă, atunci, altfel, condiție, instrucțiune 1, instrucțiune 2. Ajungem astfel la forma generală a structurii alternative. În pseudocod, dacă condiție atunci instrucțiuni 1, altfel instrucțiuni 2, terminat dacă. Iată și blocul grafic Scratch, dacă atunci altfel asociat structurii alternative. Funcționarea structurii alternative se evaluează condiția. Dacă condiția este adevărată, atunci se execută instrucțiuni 1, altfel se execută instrucțiuni 2. Fiecare grup de instrucțiuni se află pe câte o ramură a structurii alternative. Dacă ramura altfel lipsește, ajungem la forma simplificată a structurii alternative, în pseudocod și în mediul grafic Scratch. Construirea și evaluarea condițiilor. Operatorii relaționali. Mai mic, mai mare sau egal, mai mic sau egal, diferit egal. Pentru x egal cu 5, relația x egal cu 5 este adevărată. Relația x diferit de 5 este falsă. Putem așeza în relație și două variabile. Pentru x egal cu 5 și y egal cu 10, relația x egal cu y produce rezultatul fals. Operatorii aritmetici. Plus, adunare, minus scădere, steluță înmulțire, slash împărțire și doi operatori care funcționează în universul numerelor întregi, operatorii div și mod, div pentru câtul împărțirii a două numere întregi și mod pentru restul împărțirii a două numere întregi. Exemple, pentru x egal cu 5, 5 div 2 este egal cu 2, 5 div 3 este egal cu 1, 5 div 4 este egal cu 1 și 5 div 8 este egal cu 0. Exemple pentru operatorul mod. Pentru x egal cu 5, 5 mod 2 este egal cu 1, 5 mod 3 este egal cu 2. Dacă restul la împărțirea numărului a la b este 0, spunem că a este divizibil cu b. Operatorul mod și paritatea numerelor. Dacă restul la împărțirea cu 2 a unui număr este 0, spunem că numărul este par. Dacă restul la împărțirea cu 2 a unui număr este 1, spunem că numărul este impar. Restul obținut prin împărțirea la 10 a unui număr este ultima cifră a numărului.
Câtul întreg obținut prin împărțirea la 10 a unui număr este numărul inițial din care s-a eliminat ultima cifră. Se citește un număr întreg afișat pe ecran mesajul da dacă numărul este pozitiv și mesajul nu dacă numărul este negativ. Am așezat numerele pozitive în dreapta numărului 0 și numerele negative în stânga numărului 0. Rezolvarea problemei. Citește x. Dacă x mai mare decât 0, atunci scrie da, altfel scrie nu terminat dacă. Pentru x egal cu 8. Condiția 8 mai mare decât 0 produce rezultatul adevărat, iar pe ecran apare mesajul da. Pentru x egal cu minus 8, condiția nu este îndeplinită, rezultatul este fals și pe ecran apare mesajul nu. Se citește un număr de la tastatură. Afișați pe ecran mesajul da dacă numărul este pozitiv. Observăm că lipsește ramura altfel și pe ecran nu se va afișa niciun mesaj. Pentru x egal cu 8,8, condiția este adevărată, mesaj da pe ecran. Pentru x egal cu minus 8, condiția este neîndeplinită, niciun mesaj pe ecran. Să citesc două numere A și B. Afișați pe ecran valoarea maximă obținută prin compararea numerelor citite. Algoritmul aduce în atenția noastră o variabilă nouă numită maxim, care va prelua valoarea rezultat obținută în urma comparației A mai mare decât B. Iată aici. Și o verificare prin probă, pentru A egal cu 8 și B egal cu 8, pe ecran, valoarea maximă este preluată corect și este 8. Se citește un număr natural. Să se scrie mesajul da dacă numărul este par și mesajul nu dacă numărul este impar. Condiția corectă este x mod 2 egal cu 0. Pentru x egal cu 8, condiția este adevărată, pe ecran apare mesajul da. Pentru x egal cu 3, pe ecran va apărea mesajul nu. Se citește un număr natural, nenul, să se scrie mesajul da, dacă numărul are ultima cifră 3 și mesajul nu în caz contrar. Ultima cifră se obține prin împărțirea numărului la 10 și colectarea restului. Pentru x egal cu 338, condiția nu a fost îndeplinită, pe ecran apare mesajul nu. Vă mulțumesc!